Asociația Forța Fermerilor cere demisia ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, și condamnă declarația sa politică, conform căreia fermerii nu pot primi subvenție pe hectar până la aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și de aceea ar trebui să iasă masiv la referendumul din 20 octombrie și să voteze pentru integrarea Moldovei în UE. Membrii asociației consideră că atragerea fondurilor din Uniunea Europeană pentru acordarea subvențiilor pe hectar nu depinde de rezultatul referendumului, ci de prioritizarea agriculturii ca domeniu cheie în timpul negocierilor de aderare și de profesionalismul negociatorilor. În acest context, este important de menționat faptul că Moldova are deja statutul de țară candidat pentru aderarea la UE, susține reprezentanții fermierilor. Asta este un șantaj direct, pentru că nu trebuie să se condiționeze în modul ăsta care o facem. Producătorii agricoli și toți țăranii au mai multă maturitate decât are ministrul dat. Nu, ei știu foarte bine ce trebuie să facă pe data de 20, cum se ducă, ce să facă, ce să aleagă, dar nu trebuie să îi încurce brânza și cu bronza. Cam așa face ministrul. Președintele Asociației Forța Fermerilor a mai adăugat că agricultorii nu cer subvențiile pe hectar pentru anul curent, ci pentru anii următori. De asemenea, Brânza consideră că o mare parte din banii din fondul de subvenții, în valoare de 1,7 miliarde de lei, sunt cheltuite ineficient. Potrivit șefului asociației, dacă banii nu ar fi fost risipiți pe birocrație, ar fi fost suficienți pentru subvenționarea pe hectar a fermerilor. Noi avem Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii, adică fondul subvenționare care, dacă se modifică modalitatea de achetare a acestor subvenții și se trece la achetarea conform prelucrării, cât hectare prelucrează agricultorul atâta, în dependență de asta primește bani, sigur că din fondul dat poate de trecut la forma dată de subvenționare. Asta e simplu. Noi chestia asta am propus-o deja ani la rând, dar mă uit că nici de cum nu se dorește să fie acceptat. În replică, ministrul agriculturii a reiterat poziția sa și a subliniat că viitorul agriculturii depinde direct de referendumul din 20 octombrie. Am zis-o ieri și reiterez și acum, pe 20 octombrie avem șansa de a vota pentru viitorul nostru, de a alege calea integrării în Uniunea Europeană. Cu mici excepții, nici măcar toate guvernele statelor membre nu pot acoperi subvențiile directe per hectar fără sprijin din bugetul UE. Uniunea Europeană ne va oferi și nouă subvenții la hectar când vom deveni membri, bani care vor ajuta fermerii să transforme fundamental sectorul nostru agricol, a scris Vladimir Bolea pe pagina sa de Facebook. Bolea a menționat că guvernul nu poate achita acum fermerilor subvenții pe hectar, deoarece ar avea nevoie în acest sens de 350 de milioane de euro. Pe 31 iulie, în cadrul unei întâlniri online cu șefii direcțiilor raionale de agricultură, unul dintre șefi a informat ministrul agriculturii că mai multe terenuri agricole au fost afectate 100% de condițiile meteorologice nefavorabile. În acest context, fermerii au solicitat măsuri de sprijin sub formă de plăți pe hectar. Vladimir Bolea le-a spus însă că un astfel de tip de sprijin nu este posibil și a îndemnat fermerii să voteze la referendumul din 20 octombrie pentru a schimba situația.